Bine v-am regăsit! Dintre toate lucrurile, timpul ne dă cel mai mult de cugetat. Cu acest motto de la Lucian Blaga începem o nouă zi la Exprim TV și vă invităm să trecem în revistă principalele subiecte din asigurări. Noua companie Omnias Vienna Insurance Group, care a luat naștere oficial pe 1 mai 2012 prin fuziunea a două dintre entitățile VIG în România, are drept obiectiv principal ocuparea și menținerea poziției de lider pe piața de asigurări generale. Mihai Tecău, președintele directoratului OmniaSig, a declarat cu ocazia conferinței de presă organizată ieri. Printre căile identificate pentru obținerea acestui obiectiv se numără consolidarea activității de business prin adoptarea unei strategii prudente de dezvoltare, o creștere sănătoasă bazată pe profitabilitate, dar și îmbunătățirea ratei combinate și menținerea ei sub 100%. Una dintre principalele teme dezbătute în cadrul FIAR 2012 a fost reprezentată de situația și tendințele pieței de brokeraj din România. Referitor la acest subiect, Bogdan Pârvu, director general Fata Asigurări, prezent la eveniment, își exprimă optimismul privind creșterea continuă a primelor brute intermediate de brokeri și notează tendința României de a se alinia situației din străinătate. Piața de brokeraj evoluează, iar perspectiva rămâne în continuare de creștere. Declară acestea bazându-mă pe faptul că o bună parte dintre brokeri deja s-au specializat și au personal bine pregătit în domeniu. În străinătate, cea mai mare parte a vânzărilor din asigurări este făcută prin companiile de brokeraj și probabil aceasta este tendința și la noi. Săptămâna aceasta, ON România a lansat un program de stagii de lucru pe timpul verii în cadrul biroului AON din București. Stagii ce vor fi oferite anual studenților cu rezultate excepționale din anii terminali. Valentin Țucă, CEO ON România, a declarat recent: studenții meritoși vor avea posibilitatea de a lucra în biroul nostru, conturându-se o situație cu beneficii de ambele părți. Tinerii vin în contact cu mediul corporatist, iar noi avem posibilitatea de a ne întări echipa cu profesioniștii mediului economic formați în acest moment pe băncile ASC. Asigurătorul de credite de export, Euler Hermes, a decis încetarea acoperirii contractelor de export către Grecia din cauza incertitudinilor privind ieșirea din zona monedei euro. Asigurătorul se teme că acele relații comerciale nu vor mai putea fi onorate în cazul în care Grecia va fi nevoită să renunțe la moneda unică europeană. Cu toate acestea, contractele aflate în derulare vor fi duse la bun sfârșit. Acestea au fost știrile zilei la Exprim TV. Noi vă mulțumim pentru atenție! Vă dorim în continuare o zi bună și vă așteptăm din nou mâine cu cele mai importante subiecte ale zilei.